Nu înțeleg! Omul magic, să nu te... Nu mă ajung tu pe mine, înțeleg? Înțeles că și el e pe sport, pe alea, nu tot la fel la recta? Păi nu? Probabil dacă l-a aruncat cu perna, te-ai enervat și a s-a dat. Ai simțit că... Păi da, ea s-a ridicat oricum. Ea s-a ridicat? Mhm. Și când s-a ridicat, nu de seama că de ce stau să vină să dea în mine niciodată în viață. Pentru că și-a pricat tata aia, că tu ți-ai căutat-o, că ai meritat-o. O frică. Ai încredere, vine că o să fie bine. Să vin de repede. Știu ce mă repede unde am văzut tot. Nu am putut să o lovească atât de tare. Deci, nu pot să zic acum că nu vreau să se sperie prea tare, dar ce o zis? Să... Bine, poți să-ți închipui. Câte o zis, îți face că trebuie. Bună ziua și bine v-am găsit aici la Obiz. Așa cum v-ați putut da seama, astăzi o avem invitat alături de noi pe Manuela, pe cea care a ieșit din casa Puterea Dragostei după un mic scandal cu Roxana. Roxana a rămas în casă, da, cu buza un pic spartă. A fost un scandal epocal. Am putea spune că a fost unul dintre cele mai mari scandaluri în care, pe care le-am văzut în emisiune. Manuela, bine ai venit și ne bucurăm să te avem aici. Probabil că alături de mine vom face lumină în acest caz. Un pic. Bună Cel ziua, puțin. Radu. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bine te-am găsit și eu pe tine. Să știi că așteptam de ceva timp
să vin aici sau oriunde altundeva, unde pot să dau și o replică, pentru că oarecum a rămas totul în aer, pentru că nimeni nu mai știa varianta mea. Adică toată lumea știa varianta lui Roxana, varianta lui Turcu, varianta lui cei din casă, dar nimeni nu m-a auzit pe mine. Am făcut eu un mic vloguleț în care am mai zis eu un alt, în mare, dar da, mă bucur foarte mult că m-ai invitat, că pot să am și eu. Evident, evident. Hai să o luăm cu începutul. Scandalul a pornit dintr-o banalitate. Dintr-o discuție absolut banală în care, așa cum știe toată lumea, tu ai spus că nimeni nu era cunoscut înainte de Puterea Dragostei, nici măcar Jador. Da. Iar acum aveți mii, sute de mii de fani. De ce v-ați aprins așa tare? Păi, eu am făcut o mică remarcă. Nimeni nu era cunoscut în casă. Corect. Pe un ton cât se poate de suav și lin, adică nu e ca și cum m-am apucat eu de zbierat sau, vezi, Doamne, am început să fac scandal. Nu, eu am fost foarte calmă și încercam să explic Roxanei că nimeni nu a fost cunoscut în casă. E bine, ea s-a supărat, probabil pentru că am intervenit eu și probabil că, nu știu, probabil că la ea este și ceva din trecut, zic eu, pentru că noi anterior am mai avut o mică confruntare. Păi aici voiam să... Și probabil că s-a răzbunat. S-a răzbunat cum? M-a jignit. Nu vreau să reproduc. Nu, nici n-are rost. Așa, și aruncat cu perna în mine. Moment în care s-a și... Nu, ea s-a ridicat, pentru că am urmărit imaginile foarte bine. S-a ridicat și atunci m-am ridicat și eu, bineînțeles, pentru că nu accept să stau să vină să dea nimeni în mine. Asta urma să facă și asta urma să se întâmple. Și niciodată în viață, vorba mea, nu o să stau, orică sunt în casa Puterea Dragostei, orică sunt oriunde aș fi, nu o să stau să vină să dea nimeni, dar absolut nimeni în mine. Am înțeles. Dar am văzut că ai... Dacă îmi permiți expresia, vine din box. Ai punctat foarte, foarte rapid. O lovitură, mă rog, înțeleg că v-ați tras un pic și de cosițe. Da, ne-am tras puțin de păr, da. Da, da. Da, eram și eu cât se poate de ciufulit azi. M-am văzut, dar da. Cu toate acestea tu ai reacționat mai bărbătește așa. I-ai tras un... ai lovit-o cu pumnul, să spunem. Nu știu exact dacă am lovit-o cu pumnul, pentru că în momentele alea de adrenalină maximă nu mai îți dai seama ce și cum. Eu pot să spun doar că m-a apărat. Adică m-a apărat. Decât să dai tu, mă dau eu. Și care mai rapid, l-au câștigat. Da, cine dă primul, dai și fugi. E un foarte bun principiu. Da, dar eu n-am fugit. Da, n-ai fugit și se vede. Voi ați mai avut conflicte care să ajungă la nivelul acesta, la nivelul fizic înainte? Da, s-a mai întâmplat o singură dată, după ce a intrat ea în casă, în perioada în care eram eu cu Ricardo. De fapt, cred că ne despărțisem, din câte mi-amintesc, ne despărțisem. Și ea s-a împrietenit foarte tare cu Ricardo, îi ținea apărarea mereu și partea. Și știu că mă certam o dată cu Ricardo prin conexiune. Și mie nu-mi place să vorbesc eu aici și tu acolo. Nu, eu vin și vorbim față în față, așa e frumos. Și mă certam cu el prin conexiune și știu că am ceva de genul, hai că vin să vorbim față în față. Spusese ceva urât și din cauza asta am zis, hai spune-mi în față dacă tot vrei să mă jignești așa, spui în față, să vedem dacă ai curaj să mergi în față, pentru că Ricardo în față nu îți prea zice. El prin conexiune se ceartă mai mult. Așa. Și m-am dus în casa fetelor, eram în casa băieților, m-am dus în casa fetelor să vorbesc cu Ricardo. Eu nici n-am văzut-o pe Roxana pe conexiune, nici n-am știut, mă rog, n-am remarcat-o. Și în timp ce coboram scările, i-am așteptat undeva jos și striga, hai feicule, hai feicule, hai, 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 să vedem ce faci. Și eu prima dată mă uitam așa, știi, oarecum surprinsă, Doamne, ce vrea fata asta, adică eu am treabă cu Ricardo, n-am văzut-o pe conexiune, nu ne-a certat pe conexiune, ca ce chestie. În fine, am coborât scările, m-a așteptat jos cu brațele deschise, bineînțeles, și s-a pus oarecum așa în fața mea, gen să-mi țină barieră, știi? Și atunci ne-am împins iar, dar ne-am împins de 2-3 ori, asta a fost tot, nu s-a ajuns chiar la... Bănuiesc că, mă rog, Roxana are și ea un oarecare istoric mai nervos în emisiune. Da, bănuiesc corect. Că ai fost și pusă în gardă, vezi că, știu eu, poate chiar de Bianca, cu care știu că te înțelegi foarte bine și care a avut și ea de suferit din ce știu. Da, Bianca e...
ce să zic, despre Bianca nu am decât cuvinte frumoase. Dar vom discuta și despre Bianca, dar da. Bănuiesc că de aceea ai preferat nu, să ataci decât deci să aștepți. Nu, nu m-a pus în gardă nimeni, pur și simplu eu am acționat cum am crezut că e mai bine pentru mine și ca să-mi fie mie bine. Da. Și ca să-mi fie mie bine trebuia să mă apăr. Trebuia să mă apăr de ceea ce urma să facă Roxana. Dar din lovitură se vede că ai și un pic de experiență. Te-ai mai apărat vreodată? A, vorbele lui Iancu. Da, păi Iancu e mai glumeț, el așa de nu, fel. Nu, 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 eu te întreb, nu l-am auzit pe Iancu nu? Spunând. Nu? Dar auzit în emisiune ceva da. De genul, făcut ai, niște afirmații pe acolo. Ai un pic de experiență în domeniu? Nu. Ai făcut ceva nu. Sporturi de contact, ceva? Ceva arte marțiale? Exact. Nu, Radu, să știi că nu, pur și simplu, na, nu știu, instinctul ăla, știi să te aperi. Am înțeles. E bine, e bine când ai un instinct. Deci eu, dacă îi să merg undeva, n-am nevoie de bodyguards, că mă descurc păi, și singura. Apropo de bodyguards, te-ai gândit? Am înțeles că Turcu ți-am transmis niște mesaje nu tocmai laudative. Da, le-am și auzit. Nu tocmai amabile pentru momentul în care vă veți reîntâlni față în față. Abia aștept să ne reîntâlnim. Cred... Mie nu. Deci ca să fiu foarte sinceră, știu că o să vadă și el emisiunea. Păi, mie nu, nu mi-este frică absolut deloc în momentul de față de Turcu. Dar într-adevăr ce-i drept atunci când s-a derulat acest episod, am fost puțin speriată. Dar adică am ajuns la concluzia, oricum mie nu mi-e frică de nimeni, mie mi-e frică decât de Dumnezeu. Deci dacă Turcu vrea să vină și să facă și să pună în aplicare toate amenințările pe care mi le-a transmis, să vină și să vedem. Dar cum te-a amenințat? Ce amenințări ți-a transmis? Păi nu știu dacă pot să le păi, spun aici. Să nu folosim cuvinte vulgare și cred că le putem. Nu mai rețin examen, rog, că mă bate, că mă taie, că mă rupe dinții, gura și toate organele. Am înțeles. Ceva de genul. Am înțeles. Dar el a mai fost vreodată violent? Așa, să aibă așa izbucniri de violență? Păi... cred că am văzut cu toții ce izbucnire avea cu Roxana, cu iubita lui. Păi dacă cu iubita lui își permitea să aibă tot felul de ieșiri, gândiți-vă ce și-ar fi permis cu mine. Care crezi până la urmă că... eu ce sunt? Am fost un simplu concurent, abia l-am cunoscut și eu pe el. Crezi deci... că a lovit-o vreodată pe Roxana? Păi dar Roxana a zis într-o emisiune că da, a fost violent cu ea. Da, ai văzut așa ceva? Să văd eu față în față, nu. Dar au fost două episoade, din câte mi-amintesc, în emisiune, în care el a strâns-o de gât sau ceva de genul odată și altădată, nu știu, cred că s-au lovit reciproc. Tu ai putea accepta așa ceva la un bărbat? Niciodată. Niciodată. Am înțeles. Unde nu ți-e bine, mai bine pleci. Și dacă îi se ajungă la... și să se recurgă la astfel de gesturi, locul tău clar nu e acolo. Adică o femeie nu are ce căuta lângă un bărbat violent, care, mă rog, care e violent cu ea. Nu. Evident. Să discutăm un pic și despre, că tot pomeneam de Bianca. Bianca și Livian, acum este o întreagă nebunie. Sunt împreună, nu sunt împreună, ce știi? Ai vorbit cu Bianca, că știu că sunteți prieteni foarte buni. Prietene, da, foarte bune. Am vorbit, să știi că chiar am ținut legătura cu Bianca și ei se iubesc foarte mult. Bineînțeles că în orice relație nu totul este roz. Cine spune asta, minte, clar. Peste tot sunt certuri și divergențe, dar și le rezolvă mereu pentru că ei se iubesc. Și chiar, nu știu, sunt foarte, foarte puternici. Au reușit să treacă peste multe, multe greutăți în casa aia. Pentru că, crede-mă, nu-i deloc ușor să stai acolo. Știu că de la televizor se vede, ba, mamă, e floare la ureche, e ceva super mișto, foarte ușor. Nu, nu-i deloc ușor. Și testele sunt chiar foarte grele. Și... pe bune, adică nu-i, cum mai zice lumea, păi vă pune, păi vă face, păi vă drege, nu. Deci asta e realitatea, e realitatea pe care o trăiești acolo, în Turcia, în Istanbul, pe malul Bosforului. Am înțeles. Și totuși, ce se întâmplă acum între Bianca și Livian? Ce știi tu? Eu, din câte știu, sunt împreună. Se iubesc în continuare. Se iubesc, da, chiar se iubesc. Deci ei chiar pot să zic, nu, din casa aia nu mai bag mâna în foc pentru nimeni, pentru că am mai băgat eu mâna în foc așa și m-am ars, dar... pentru Bianca și Livian chiar pot să bag mâna în foc și chiar sunt 100% convinsă și vreau să creadă lumea pe cuvânt că ei doi chiar se iubesc și chiar e pe bune relația lor. Ce te apropia pe tine de Bianca? Păi, cred că faptul că am stat cu ea în cameră și, nu știu, Bianca e genul de persoană care știe cum să vorbească cu tine. Și știe că atunci când ești nervos trebuie să vorbească cu tine pe un ton mai liniștit, să te calmeze, să, nu știu,
Bianca a știut întotdeauna cum să îmi vorbească, ce să îmi vorbească și cum să se comporte. Și da, am stat 4 luni de zile cu ea în cameră, am dormit cu ea și chestia asta ne-a apropiat foarte, foarte mult. Dar, mă rog, în general, nu știu, mi-a dat sfaturi foarte bune pe care le-am, unele le-am urmat, altele nu. Deci să înțeleg că Bianca este the brain în acea, în acea emisiune. Da, toată lumea zice. Am înțeles. Da, și eu am o părere foarte bună despre Bianca asta, da, off the record. Chiar îmi place foarte mult de ea și ne înțelegem bine. Dar acum să vorbim și un pic de băieți, că vorba aceea, tu te-ai dus la Puterea Dragostei, nu la... Nu la, știu, emisiune Vrei să fii milionar. Să vorbim de băieți, Radu. De să ce începem. Băieți, mă Uite, întreb tu? Am eu aici o listă frumoasă. De-aia stau cu ăsta în mână. Hai să începem cu Ricardo. Hai să începem cu Ricardo. Primul pe care l-ai plăcut. Da. Da, pe Ricardo chiar l-am plăcut, adică, da, păi știți și... că eu sunt sinceră și spun lucrurilor pe nume, pe Ricardo chiar l-am plăcut și l-am plăcut foarte mult. Stai că văd că avem și o imagine cu noi doi, asta e prima noastră poză. Vă și potriveați oarecum, el, fotbalist, mă rog, de mâna... Tu, fotomodele, adică erați exact cum ar trebui să fie lucrurile. Ce s-a întâmplat? Nu i-am înțeles, nu am putut înțelege nici de cum. Păi el era foarte gelos și eu eram foarte, nu știu, mai așa, mai libertină. Oricum sunt o fire mai libertină și... Păi se vede după cum, după ținută, ca să spun așa. Da, se vede, e frumos. Se poate de decent, Radu. Da. Din unghiul camerei este cât se poate de decent. Da. Bun, și el gelos, tu mai libertină. Da, el gelos, eu mai libertină. Bine, libertină în ce sens? Da, nu deci ne pune problemă. Deci nu în sensul în care niciodată nu s-a pus problema de nimic absolut, adică cât a fost cu el, am fost fidelă 100% și el e conștient de lucrul ăsta. Doar că, na, făcea el tot felul de crize de gelozie și amândoi, fiind așa mai vulcanici, ne certam și certam foarte urât. Și se vedea foarte urât din orice unghie priveai și am zis că mai bine o lăsăm moale. Da, am înțeles. Acum, Ricardo are o relație cu Dea. Are o relație cu Dea, da. Și... Și ai mai vorbit cu el, și ce da, părere cum ai? Să nu, să știi că chiar dacă eu m-am certat cu Dea foarte mult în emisiune, acum am rămas prietene, chiar ne înțelegem foarte bine, ne dăm mesaje, ne sunăm, chiar mă înțeleg foarte, foarte bine cu ea. Cu Ricardo n-am mai vorbit, dar cu Dea, da, am păstrat legătura și să știi că eu chiar cred că, am zis și într-un interviu anterior, am declarat că cred că se plac. E bine, eu chiar cred că se iubesc în momentul de față. Am înțeles. Să vorbim și despre Marius, un pic. De el ți-a plăcut așa, adică nu, l-a simpatizat. Lui a plăcut foarte mult de tine, încă de la așa început. Așa spunea. Păi dar nu ce vedeți, băi, Marius a contrazis toată emisiunea. De ce, i-a plăcut, de, ce, i-a plăcut. De ce nu s-a întâmplat ceva între voi? De ce nu s-a legat o relație? De ce, ce nu ți-a plăcut la el? Ce nu mi-a plăcut? Nu știu, Marius... Mamă, ce poze îmi pui, Radu. Marius... Nu, eu le pune Emilia, eu nu reușesc. Marius era mult prea matur pentru mine. Adică mie îmi plăcea să mă joc, să hai caută-mă pe la machiaj, hai te caut pe la păr, hai așa. El nu, el era așa mai serios, dar văd că acum cu Pirui s-a schimbat și s-a schimbat foarte mult. Și poate că din cauza asta, adică, na, nu știu, mie îmi place ca omul, bărbatul de lângă mine, să-mi ofere atenție și să-mi ofere atenție maximă. Ori Marius, da, mi-o oferea în emisiune, dar afară, nu prea. Nu era suficient de tandru și afară. Nu, ca să... în schimb, după ce am zis că na, se încheie orice fel de cunoaștere de-a noastră, am început oarecum să ne apropiem ca prieteni și ne-am înțeles foarte, foarte bine. Ne mai jucam și noi pe afară, ne mai împingeam, ne mai trăgeam de bluză una alta. Păi poate te trăgea de bluză că... De mânecă. Am înțeles. În loc să te tragă când avea o șansă de bluză, mă rog, nu o să comentez foarte mult pe această temă, că nu este ora potrivită. Andrei, Poptelecan. Andreiuț Poptelecan. Are un nume, trebuie să-l citesc de 3 ori înainte de a-l pronunța, mi-e destul de greu să-l pronunț. Da? Dar ție ți-a fost destul de ușor să-l pronunți, din ce înțeleg. Păi l-am pronunțat și l-am pronunțat destul de des în emisiune. L-ai pronunțat și de Revelion la cabană mai mult? Mai da, des? Da,
nu s-a zguduit nicio capană. Păi aici, voi. Aici voi poate de la, de la numele lui s-a zguduit capana. Nu, nici într-un caz. Poate s-au distrat fetele mai mulți și băieții, dar nici într-un caz. Nu, să știi că eu de Revelion, chiar dacă am fost la Brașov, în prima seară am adormit foarte devreme undeva, nu știu. Am adormit, m-am trezit la 12 când au fost artificiile și m-am pus și am dormit la loc. Eram foarte, foarte obosită pentru că ajunsesem din Istanbul și ajunsesem direct în Cluj și din Cluj direct în Brașov. Deci, Dar Marius spune că dar Marius avut... face tot felul de afirmații pentru că este frustrat și ofticat. Dar mie nu pasă, poate să spună ce vrea în continuare. E frustrat și ofticat că nu a apucat și el să te tragă de bluză mai... N-a apucat să mă tragă de mânecă așa cum trebuie. Și ar fi dorit. Dar Andreea a apucat? Andreea? Care Andreea? Andrei. Poptele Cancel cu nume, mi-e greu, ți-am zis să-l pronunț. Să știi că nu, am încercat și încercăm să ne cunoaștem mai bine. A, deci în continuare țineți legătura? Da, bineînțeles, și... ținem legătura, doar că na, el stă în Cluj, eu în Alba. Nu-i foarte, foarte ușor să ne vedem, pentru că și el lucrează și eu lucrez. Și, na, e un pic mai greu. De-aia am și insistat eu atât de mult să-l duc în Casa Puterea Dragostei, să-l pot cunoaște acolo, să pot să petrec fiecare zi a săptămânii cu el și să-l văd și să-i văd reacțiile, să văd cum se comportă, să văd cum vorbește. De asta am insistat eu atât de mult. Nu că eram eu nebună și îmi trebuia mie relație în Casa Puterea Dragostei. Nu, pur și simplu voiam să-l cunosc și voiam să-l cunosc acolo, pentru că, după cum bine am spus, meritam și eu să trăiesc povestea mea de dragoste în casa aia. Am înțeles. Meritai, dar n-ai apucat să mai trăiești așa cum... Meritam, poate că nu se știe niciodată. Păi, chiar, dar hai să te mai întreb de băieți și după aceea te întreb. Întreține și Iancu. S-a tot discutat că ați fost prieteni, vă știați frați. De mult. Frați, verișori. Da? Așa. Da. Ce a fost de fapt între voi? O simplă prietenie, mă rog, o prietenie. Bine, tu prietenie. Ești mai mult prietenă cu băieții și cu fratele lui, cu Culiță, da. Da, să știi că m-am înțeles foarte bine cu Culiță. Dar, nu știu, am observat așa de vreo câteva luni, vreo două luni, cam așa, că m-a scos de la fală, nu știu ce s-a întâmplat. Păi poate nu-l mai lasă Carmen de la Sălcioa. Se poate. Tu cred cunoști bine și pe Carmen, din ce bine, știu. Nu bine, pot să zic că o cunosc. Am văzut-o și eu de vreo câteva ori în viață. Ai văzut-o de mai mult de câteva ori, că sunteți amândouă de acolo, din Alba Iulia. Chiar, dacă nu mă înșel... Ați avut și o dispută. În ce subiecte mă bagă Radu? Manuela, ești la ora adevărului. Da, sunt la ora adevărului. Eu nu, nici într-un caz din cauza lui Culiță. Evident. Chiar, deci Culiță nu este inculpatul. Nu este... Nu pot să numesc neapărat dispută. Știi și tu, Radu, că eu sunt așa mai vulcanică și spun lucrurilor pe nume de cele mai multe ori. Păi spune-le odată pe nume. Da, nu știu. Nu... Nu pot să zic, nu pot să-ți dau amănunte, a fost ceva acolo. Amănuntele le știu. Nu vreau să intru în amănunte. Nu vrei să le spui, să le faci foarte publice. Deși pe obis.ro au apărut niște informații. Au apărut niște informații că tu și Carmen de la Sălcioa, și o să-și precizez eu despre ce este vorba, s-a avut o dispută legată de un băiat pe vremuri când Carmen era în divorț cu Culiță, mă rog, nu știu dacă era încă în divorț, dar să zicem, atentat la un băiat pe care îl plăceai și tu sau cu care ați avut o mică relație sau vă nu foarte multe amănunte, nu o să dăm foarte multe amănunte. Mai pe românește se vorbea, se zvonea, lucru pe care nu putem să-l afirmăm cu certitudine, evident, da. Că tu și Cosmin Isailă. Așa, erați împreună când a apărut Carmen în viața lui. E adevărat? Nu, eu și Cosmin am fost prieteni. Doar amici? Da, am fost prieteni. Și suntem în continuare prieteni. Am înțeles. Și revenind la Culiță, te-a scos de la... M-ai scos de la fală, Culiță, ce ai făcut? Sau ce am făcut? Asta este întrebarea. M-am certat cu Iancu prea mult în emisiune. Tu ai colaborat destul de mult cu Culiță Sterp. Știu că ai apărut în câteva videoclipuri. Da, am apărut în câteva videoclipuri.
a mai fost și el pe la cântări pe unde am mai organizat eu. Da, devenit sărăți amici, nu? Da, să știi că da. Chiar da, ne-am înțeles foarte bine. Cel puțin în perioada în care, mă rog, după divorț. Nu era pronunțat divorțul. În perioada în care el se despărțise. Da, după ce s-a despărțit, da, chiar ne-am înțeles foarte bine. Dar am avut strict o relație de prietenie. De amiciție. Da, amiciție. Amiciție, atât tot. Îți povestea, știu eu, ce i s-a întâmplat, prin ce a trecut? Da, să știi că a fost o perioadă foarte dureroasă pentru el. Suferea, chiar o suferi foarte mult. Știu că o suferi foarte mult în perioada aceea și, da, nu știu, nu pot să zic decât că acum mă bucur că știu că a iubit-o foarte mult pe Carmen și probabil că acum chiar e fericit. Da, din câte știm, momentan, ei sunt încă împreună. Știu că se zvonește că se pregătesc chiar și de renoirea jurămintelor. Da. Îi vezi împreună? Băi, să știi că da. Chiar da. Adică, nu știu, chiar cred că se potrivesc oarecum. Ei și vin așa din... același mediu. Din același mediu și să știi că, nu știu, dacă ești un om simplu, e foarte, foarte greu să te adaptezi și să poți duci o relație la bun sfârșit cu un solist sau cu un artist sau, mă rog, cu un lăutar. Că ei sunt lăutari. Tu acum ai avut vreodată vreo relație cu un cântăreț? Ai putea avea o relație cu un cântăreț? Da, eu nu văd de ce nu. Adică pentru mine nu ar fi un impediment. Nu știu, dar probabil că dacă m-aș îndrăgosti de el, da, cu siguranță m-aș putea adapta la orice situație. Adică, bineînțeles, dragii mei sau dragul meu, dacă cumva vei fi solist sau cântăreț sau, mă rog, orice vine din mediul ăsta, o să te însoțesc peste tot, dragul meu, pentru că așa trebuie. Femeia este în spatele bărbatului mereu. Bineînțeles, întotdeauna așa este, absolut. Și bărbații au întotdeauna ultimul cuvânt, așa cum se știe, e da, dragă. Da. Voiam să te întreb, dacă tot ai apărut în videoclipurile lui Culiță când el era despărțit de Carmen, crezi că asemănarea voastră, tu fiind doar mai înaltă, un pic și, aș putea spune, cred că da, mai... Da, ți se pare că semănăm, Radu? Da, semănați un pic, să știi că mie mi se pare că semănați. Forma feței, felul de a zâmbi, e adevărat, tu ești mai înaltă și ai mai puține îmbunătățiri medicale făcute. Mie nu mi se pare, mai Radu, nu am decât buzele eu. Păi de aia zic, ea mai are. Da, mai are, are, și, are și, mai are și nasul, da, și nasul. Altele. Mă rog, nu știu exact ce și cum are, știu care nasul. Mie nu mi se pare că semănăm. Și despre Culiță voiam să mă întreb, nu? Da, cu asemănarea asta. Da, da, da. Crezi că te-a luat cumva pentru în videoclipuri că îi aminteai un pic de Carmen? Eu nu știu ce să zic. Nu, mi-a zis și el odată de câteva ori că semănăm. Oarecum. Și la culoarea ochilor chiar un pic. Da, eu cred că la ochi semănă mai mult. Și probabil că din cauza asta, la privire. Avem ochii așa mai pătrunzători. Și amândouă sunteți mai geloase așa din fire și posesive. Ceva de genul, nu se poate spune și așa. Am văzut. Sunt destul de multe asemănări. Dar voiam să te mai întreb. Ce planuri ai? Hai că am vorbit destul de... Ce planuri de viitor ai? Ce se întâmplă cu tine? Vei rămâne în România? Vei pleca înapoi în Spania? În Spania? Păi, parcă ai locuit în Spania o perioadă. Da, 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 bine, da, am locuit în Spania, dar am locuit în urmă cu câțiva ani. A fost cu totul și cu totul o altă perioadă a vieții mele. Nu m-aș mai întoarce în Spania. Nici măcar din dragoste? Nici măcar din dragoste. Am înțeles. Nu m-aș și mai ce planuri categoric de viitor ai? Deocamdată o să rămân în țară, dar nu știu pentru cât timp. Pentru că mă gândesc să mă reîntorc. Aici. Pe marurile Bosforului. Istanbul, pe care ai pus ochii acum? Ia spune-mi, pe care ai pus? Păi, stai puțin. Păi, ne aude ia, poptele care. Ne aude poptele care, stai i-am puțin. I-am pronunțat din prima can, numele. Te rog frumos, na, acum zic și eu. E un băiat, da, să fiu foarte sincer, e un băiat nou care mi se pare foarte drăguț. Dar nu știu cum îl cheamă exact. E unul mai brunețel și mai înalt. Să știi că n-am prea urmărit emisiunea de când am ieșit.
O să ni se șoptească din culise, cum îl cheamă. Imediat în cască nu mi se șoptește de obicei, dar o să ni se... Că știu, are ceva treabă cu Ela. Am tot văzut ceva pe YouTube. Era ceva cu Ela. Deci parcă toată lumea se învârte în jurul Ela lui. Ela este peste tot. Da. Ela, care e o fată foarte frumoasă și e o fată frumoasă, de ispravă. Da. A avut și ea niște certuri cu diverse concurente, dar... Chiar și cu mine. Păi de aia spun. Dar de ce v-ați certat voi? Că... Nu știu, mi se părea că de fiecare dată când Ela merge în casa băieților, mi se părea așa că prinde curaj și așa oarecum explodează și spune cam tot ce are pe suflet. Dar ea nu era genul ăla de persoană care să spună față în față. Și pe mine mă deranja chestia asta, adică nu trebuie să te duci la dincolo, așa, ca să îmi spui lucrurile pe nume. Nu, poți să vii să stai frumos cu mine aici pe canapea sau pe orice ar fi și să-mi zici ce ai de zis în față. Ei bine, Ela nu era genul ăla de om care să spună în față și chestia asta mă deranja foarte tare. Și din cauza asta ne-am certat odată, da, din cauza asta. Am aflat și din culise cum îl cheamă pe băiatul cel nou, îl cheamă Cătălin. Are un nume frumos, Cătălin cel puțin e un nume frumos. Da, e un nume frumos. Așa. Am mai fost câțiva prin emisiune cu numele ăsta. Mm-hmm. Cu unii m-am înțeles bine, cu alții mai puțin bine. Am înțeles. Și da, ce îți place la el? Băi, nu știu, eu l-am văzut decât pe YouTube, l-am văzut în vreo două episoade. Îmi place că e un bărbat înalt, mi-e plac în general bărbații înalți. Da, e normal, și tu ești destul de înalt, totuși a fost Miss Alba, să nu putea să fie chiar când micuță eram de înalt. Când eram tinerică și eu. Că îi fi acum babă. Revenind la planurile de viitor. Dacă nu te vei întoarce la Puterea Dragostei, ce vei face? O să-mi văd în continuare de salonul meu de bronzat și în paralel o să continui cu videoclipurile, cu evenimente, cu prezentări. Sunt și model acum la un atelier de aici din București. Bănuiesc că de la ei da, ai și... Da, de la ei avem da, acest rând. Dar nu mă pot ridica, așa-i să arăt. Nu te poți ridica, poți să-ți dai doar părul la o parte. Da, să-mi dau părul la o parte, să vă arăt. Și eventual o să punem poze pe Instagram. O să punem poze să pe Instagram să vedeți ce sacou frumos asta am fetelor. Să întreb. Deci ăsta este sacou, nu? Da, este un sacou tip rochiță. Nu e rochie, m-am liniștit. Sacou tip rochiță. Păi nu că asta... Sau rochiță tip sacou, numește-l cum vrei. Păi eu îl văd foarte scurt, foarte mic. Păi și... acum Radu, dar cum vrei să vin aici la tine invitată specială? Vrei adevărat. Să vin îmbrăcat așa în training oricum? Nu vin și eu așa puțin mai... Da. Meu, cum îmbrăcam și eu prin emisiune, mă știți doar. Da, trebuie să precizăm că să sperăm că are lenjerie sub acest sacou, pentru că, uite, colegele mele au rezolvat problema tehnică, poți să te ridici. Dar haideți să mă ridic să vadă și lumea asta, să fac o piruetă, sper că nu mi s-a șifonat foarte... Eu nu mă uit că sunt om însurat. Stai că îmi las microfonul jos. Deci... Stai să facem ca la prezentare, dacă tot... Așa dă părul, că-i păcat. Ce ai? Nu părea. Și poze? Da, perfect. Oricum o să mai facem, lumea trebuie să intre pe Instagramul wobis.ro și va găsi mai multe fotografii cu minunata Manuela. Mirobolanta, răvășitoarea și așa mai departe. Manuela, vrem să-ți mulțumim din tot sufletul că ai fost aici, pentru că ai avut ocazia să-ți spui și tu, să dezvălui și altă parte a scandalurilor care au fost acolo și ai fost atât de sinceră ca întotdeauna. Ca de obicei și cum v-am obișnuit. Și eu îți mulțumesc, Radu, și sper să ne revedem curând, sper să mai avem ocazia să discutăm. Și ce să zic, te așteptăm cu drag. Succes în emisiunile tale, pentru că sunt foarte, foarte tari. Cu drag aici oricând și nu uitați să rămâneți pe wobis.ro.